nu mai citește nimeni nimic. De ce, domne, nu citiți? Decât să obligi copilul să mănânce tot din farfurie, mai bine îl obligi să citească în fiecare săptămână o carte. Cum îți dai seama de un om că este mic? Păi omul mic este omul care spune foarte des cât de mare e el, care vrea să te convingă cât de mare e el. Fii mereu în echilibru, cu totul, absolut cu totul, da? Am și o întrebare, sincer. Cui îi plac victimele? Deci din 90.000 de gânduri, minim 90%, chiar 95% depinde de om, sunt negative. Vă imaginați ce avalanșă aveți noastră în minte și ce avalanșă au copiii. Deci haideți să ieșim din trecut, să stăm în prezent. Eu nu pot să mă duc în viitor să văd dacă Academia acum are 1000 de copii, că nu s-a inventat teleportarea. Nici nu pot să mă duc acum 2 luni când am dat un interviu și am pronunțat ceva, un cuvânt greșit, că nu s-a inventat mașina timpului. Da? Deci corpul meu este doar aici. Atunci de ce să mă tot duc cu mintea și să am regrete? Știți care e cea mai mare problemă a copiilor? Și o învață de la părinți. Faptul că ei și dumneavoastră și eu și toată lumea considerăm problemele o nenorocire. Nu. Problemele sunt sursa puterii noastre. Cât de frumos să-i spun mamei mele de 5 ori pe zi te iubesc. Îmi spune și ea mie acum mai des și eu îi spun foarte des. Mai avem de lucru. Eu mă numesc Răzvan Vasile, sunt fondatorul Academiei MBA Kids. Sunt mentor pentru copii de 16 ani, voluntar. Este prima oară când punem acest mentorat într-o formă organizată. Am fost și primul român, de fapt primul central și est european, care am dezvoltat prima variantă a unui software de management, software de evidență a unei afaceri. Țin minte și acum, aveam 19 ani și raportam prin soluțiile pe care le cream eu personal software, raportam situația liderului mondial în construcții la acea vreme, o firmă franțuzească, raportam direct la bursa din New York. Am apărut prin ziar, am apărut de foarte tânăr. Nu mi-a plăcut că eram emoționat, am învățat apoi să lupt împotriva tracului și emoțiilor, de aceea am și pus cursul de public speaking și de arta comunicării. Am participat la crearea unor softuri de amploare pentru raportarea la Fondul Monetar Internațional, am definit sisteme fiscale în anumite țări. Haideți să lăsăm totul despre mine momentan, că de fapt nu despre mine este vorba despre copii și despre ceea ce facem noi aici cu ei. Cel mai important pentru părinți este să cunoască beneficiile cursurilor MBA Kids asupra copiilor. Și atunci aș vrea să le parcurgem pe cele mai importante. Din punctul nostru de vedere și din toate statisticile pe care le-am făcut și cercetările de piață, noi știm că, în primul rând, aceste cursuri pe care noi acum le-am lansat în România asigură o dezvoltare personală continuă. Copilului îi crește încrederea în sine, își dezvoltă abilități de comunicare, ceea ce este foarte important, în special în ziua de azi. Copilor le crește motivația, își îmbunătățesc absolut vizibil managementul timpului, devin foarte buni la stabilirea de obiective și aici este o lipsă majoră la toți copiii din lume, nu numai la cei din România. Copiii își îmbunătățesc apoi focusul și eficiența. Devin disciplinați, își îmbunătățesc relațiile sociale, la școală, în familie, în societate, înțeleg și învață despre lucrul în echipă, un alt aspect extrem de important, în special din punctul de vedere al afacerilor pe care noi le promovăm în viitor. Da? Noi acum vorbim strict de cursul de mentalitate și leadership. Le crește calitatea deciziilor și își formează copiii, își formează responsabilități. Vreau să vă dau un fel de mostră despre ceea ce se va întâmpla, ceea ce va studia copilul în cadrul acestor cursuri. Și atunci aș vrea să facem un trial pentru dumneavoastră și vreau să încercați să vă puneți în postura copilului. Deci, cursul de mentalitate de succes. Mentalitate înseamnă atitudine. Atitudinea înseamnă că primește o altitudine. În tot mereu, altitudinea este dată de atitudinea ta. Și atunci aș porni, pentru a discuta despre mentalitate, aș porni de la simpla traducere a ceea ce înseamnă MBA. Ce înseamnă MBA? Master of Business Administration. Ce înseamnă Master of Business Administration? Înseamnă că devenim maestri ai administrării afacerilor. Și acum întrebarea mea este următoarea. Cum să devenim un maestru al administrării unei afaceri când noi, adulți sau copii, nu știm să ne administrăm viața, nu știm să ne manageriem emoțiile, modul de a comunica, gândurile, comportamentul și multe, multe altele. De aceea am hotărât să începem, până ajunge la afaceri, să începem cu mentalitatea. Concret, aș încerca să vă spun primul punct pe care noi îl adresăm în acest curs. Primul punct este
observarea și utilizarea tuturor resurselor disponibile în jur. Aici este foarte simplu. Vă dau un exemplu personal. Eu cu fiica mea, Sofia, avea 15 ani atunci, acum are 17, am mers pe un câmp. A fost un test, un fel de roleplay. Pe acel câmp unde am mers, exista un bolovan foarte mare cu niște lemne în jur, fier, alte pietre și am spus în felul următor: Sofia, te rog frumos, încearcă să muți această piatră utilizând absolut toate resursele pe care le ai la dispoziție lângă tine. I-am dat 15 minute. După 10 minute s-a zgriat, s-a transpirat, s-a obosit, a încercat, nu a reușit să mute piatra. A zis că nu poate. Mai zis, încearcă, mai 5 minute, timp suficient, îți promit să o poți muta. Nu a reușit. Pe scurt, ce s-a întâmplat? Nu a realizat faptul că mă putea întreba pe mine dacă o pot ajuta să o mute pe acea piatră. Bineînțeles că doar o împingeam și o și mutam. Deci nu a știut să își utilizeze la maxim resursele din jur. Mai departe, cursul de mentalitate vorbește foarte mult despre succes și despre psihologia succesului. Dar înainte de a vorbi de succes, eu aș vorbi despre eșec. Pentru că noi am descoperit la MBA Kids cei 3 I, litera I a eșecului. Există 3 componente ale eșecului, pe care dacă noastră în viața personală le analizați, alocându-le unor prieteni, unor cunoștințe din jur care nu au succes, veți vedea cât de importante sunt. Prima este inerția, a doua ignoranța, a treia ideologia. Ce înseamnă inerție? Inerție înseamnă că ne opunem schimbării. Ce înseamnă schimbarea? Schimbarea este cea mai importantă constantă a vieții, a lumii, a universului. Noi suntem datori și obligați să ne schimbăm în fiecare zi. Cel puțin 1% să fim mai buni decât ieri sau mâine mai buni decât azi. Deci inerția este opunerea către schimbare. Când te opui schimbării, devii opusul tău. Dacă tu ești un om dedicat, un om serios, un om deștept, un om frumos, vei deveni exact opusul opunându-te schimbării. Ignoranța, și mai simplu, ignoranța este cel mai mare păcat din toate punctele de vedere, religios, al fizicii cuantice, al matematicii, ignoranța. Sunt oamenii care ignoră tot ceea ce se întâmplă în jur, toate semnalele, toate sfaturile, toți prietenii care se strâng lângă tine, tot ceea ce citești, tot ceea ce vezi, tot ceea ce auzi. Iar ideologia, aici putem sta să avem 3 webinarii, ideologia este de fapt omul care nu ai voie să-i spui niciodată nimic pentru că el știe tot. Ideologul, dogmaticul, el știe tot. Da? Noi știm că niciodată nu vom ști tot și tot mereu suntem supuși învățării și dezvoltării personale. Repet, ce înseamnă ideologie? Vă spun acum, ego. Ego este singura sursă a frustrării, a supărării, a eșecului. Ego este singurul element al vieții tale care te trage în jos. Ego este atașament de ce? De persoane, de acțiuni și de obiecte. Atât timp cât noi stăm atașați de acest ego, niciodată nu vom putea înainta, pentru că ego se referă strict la trecut. Un om trebuie să trăiască strict în prezent, nici în viitor, nici în trecut. Fac o mică pauză aici pentru că voi reveni asupra acestui subiect. Da, trebuie să trăim în trecut ca să învățăm, dar trebuie să scoatem întotdeauna emoțiile din toate experiențele pe care le-am avut și da, trebuie să ne gândim la viitor, dar doar pentru ce? Pentru a ne da o direcție și pentru a stabili obiective. Gata, simplu, atât e de făcut. În rest, prezenți, aici și acum, cum să zice. Bun, continuăm. Alt punct pe care îl prezentăm în timpul cursului de mentalitate sunt cele 4 amendamente ale unei vieți de succes. Acum, e glumă, luați-o cum vreți. Nici nu mai aveți nevoie noastră ca adulți sau copiii noastră, ca și copii, să mai facă niciun curs de dezvoltare personală, nu e nevoie să mai citești, dacă sunteți în stare să aplicați aceste 4 legi simple, între ghilimele, simple. Prima lege, fii impecabil cu cuvântul tău, adică tot ceea ce spui să fie perfect, să fie la obiect, să fie pozitiv, să nu bârfim, să nu râdem de oameni, să nu mințim, să nu ascundem adevărul prin ceea ce spunem. Gândiți-vă, atenție, legea comunicării sau arta comunicării înseamnă a învăța să taci. Limba este dată omului pentru a-și ascunde de cele mai multe ori gândurile. Da? Noi nu știm să tăcem, noi nu știm să ascultăm. În momentul în care noi nu vorbim, aflăm ceva nou. În momentul în care noi vorbim ca o moară stricată, nu facem decât să ne amplificăm ego-ul. Asta e tot, da? Deci trebuie să învățăm să tăcem pentru a înțelege lucruri noi, pentru a învăța lucruri noi, pentru a nu jigni, pentru a nu deranja. Pentru că dacă nu, se provoacă o karmă, să întoarce împotriva ta. Bun, deci prima lege, fii impecabil cu cuvântul tău. 2. Întotdeauna când faci ceva, fă ceea ce poți tu cel mai bine.
Altfel spus, fii impecabil cu ceea ce faci. Nu băga sub preș, că se întoarce. Nu face în dorul lelii, cum se numește. Nu face ceva obligat sau că se uită cineva la tine și te urmărește. Fă pentru că tu știi că trebuie să faci pentru tine. Deci fă ceea ce poți cel mai bine. Două legi grele până acum, dar ușoare dacă vrei să avansezi. 3. Foarte important. Nu lua nimic personal. Despre ce vorbim acum? Despre ego. Da? Ideologie. Uite cum se leagă una cu alta. Păi, cum, dacă cineva spune, domne, te-ai îmbrăcat foarte urât azi, ce reacție trebuie să ai? Să urli, să țipi, să sari în sus? Nu, nu uitați că ceea ce ni se întâmplă este doar 10%. 90% este cum reacționăm, exact ceea ce spune aici. Nu lua nimic personal. Dacă este real ceea ce spune acel om, îi mulțumești și spui, îți mulțumesc, te iubesc, îmi pare rău, mă voi schimba. Dacă nu e real, îi mulțumești și îți vezi de treaba ta. Niciodată nu vei putea să schimbi opinia cuiva. N-ai cum și nici te interesează, da? Tu dacă vrei schimbare în lume, ca să sărim și mai departe, legat de copii, dacă vrei schimbare în lume, schimbă-te pe tine. Se va schimba totul în jurul tău. Bun, a patra lege, nu face presupuneri inutile. Suntem maestri, toți care ne uităm aici, eu, toți suntem maestri absoluți. Ai presupunerile inutile. Știți ce se întâmplă cu presupunerile inutile? Sunt o travă. Asta e tot. Știți care e procentul de presupuneri inutile în contextul total al acestora, care le facem noi zilnic sau într-un an? 98%. Deci vă dați seama, noi ne otrăvim mintea în 98% din presupunerile pe care le facem. Asta este și fundamentul și baza acestei molime, între ghilimele, pentru copii, rețelele sociale. Pentru că dacă le folosești în interesul tău, e ok. Dacă le folosești în pierderea viitorului tău, nu mai e ok. Ce fac oamenii pe aceste rețele sociale? Ce facem noi în viață când presupunem lucruri? Da? Ce facem? Credem că ceilalți cred. Eu cred că tu crezi. Deci nu e nimic real. Fiecare, după câte vedeți, avem o realitate a noastră. De ce? Pentru că nu trăim în prezent. De ce? Pentru că noi nu avem încredere în noi. De ce? Pentru că nu am fost învățați așa. Am preluat de la părinți, din păcate, și ei de la părinții lor, convingeri limitative, blocaje. Da? Blocaje care în timp ne-au devenit frici, iar fricile ne-au devenit limite. Și uite cum nu stăm în cutia de confort că vrem și că ne place cu căldura și puful, ci stăm pentru că nu știm că există și altceva. Bun, repet, 4 legi. Nu face presupuneri inutile. Nu lua nimic personal. Fii impecabil cu ceea ce spui, fii impecabil cu ceea ce faci. Foarte simplu. Am zis, da. Apoi, am trecut acum de la negativ spre pozitiv. Condițiile succesului. Orice copil, am făcut peste, nu știu, 200-300 de evaluări, nu mai știu, poate și mai multe, cu copii în ultimul timp. Toți își doresc succesul. Și toți cred că succesul înseamnă bani. O să revin și asupra acestui aspect la final. Ok, vreau succes. Bun, am un obiectiv. Ce înseamnă succes? Care sunt ingredientele, acum avem cuvântul în minte, ale succesului? Primul, inteligență. Nu ai cum să ai succes dacă nu ești inteligent. Atenție, nu vorbesc de inteligența asta educațională, vorbesc de inteligența totală, toate cele 7 componente ale inteligenței, inclusiv cea emoțională, inclusiv cea de stradă, inclusiv inteligența muzicală, totul converge, este congruent în succes și în inteligență. Dar care este cheia aici la punctul ăsta? Cheia este una singură. Să înțelegi că inteligența trebuie menținută. Eu dacă sunt inteligent azi și nu mă culc pe ureche și stau așa până poi mâine. Nu, în fiecare zi sunt dator să mă dezvolt personal. Asta înseamnă inteligență. Să înțeleg cum trebuie să fiu inteligent. Deci primul, să fim inteligenți. Complet. Ca un tot inteligența, da? 2. Ce mai important? Cel mai important ever. Acțiune. Acțiunea este singurul factor care creează, produce ca un bulgăre de zăpadă, produce avalanșa succesului. Acționați, oameni buni! Gândiți-vă în fiecare zi cât de mult vorbiți, cât de mult planificați, cât de mult prelucrați idei, citiți și nu acționați. Păi nu-i de mirare atunci că 98%, 99% din startup-uri dau faliment. Păi dacă nu acționezi, cum facem? Când se întâmplă lucru? Vă dau un sfat. Luați-vă după mine dacă doriți sau nu. Copiii se vor lua, vă promit. Ce aveți de făcut? Foarte simplu. Gândire 10%, acțiune 90%. De ce? Cine a spus asta? Rumi, cel mai mare filozof al Persiei. S-a născut acum 1200 de ani
El ne-a spus ceva care noi de-abia acum înțelegem. Ce a zis? Când pășești pe un drum, atenție, drumul apare. Păi aia ce înseamnă? Acțiune și mai repar în timp dacă e ceva de reparat. Să nu mai avem frici. Noi avem foarte multe frici. Trăim în frici. Doar în frici. Da? Și știți ce la ce mă refer? Că am trăit 2 ani în ultimul timp în frici. Bun. Apoi, a treia, după inteligență și acțiune, vorbim de integritate. Al treilea ingredient. Ce spuneți acum? Ce interesant, moralitate. Nu, moralitatea cumva e capcană de săraci. Eu vorbesc de integritate. Da? Ce înseamnă integritate? De sine. Eu sunt un copil care doresc să joc fotbal, să fiu mare fotbalist ca Ronaldo sau ca Messi. Extraordinar. Și vă spun asta acum, vă povestesc câte vreau, mă duc acasă, ce fac? Dau un telefon unui coleg și bârfesc pe alt coleg. Mă uit la Netflix 2 ore, fac scroll pe TikTok și dau și niște click-uri pe Instagram și niște like-uri. Am furat 4 ore din viața mea. Sunt un hoț? N-am integritate. Sunt hoțul succesului meu. Dacă n-ai integritate personală, n-ai nicio șansă spre succes. Ești inteligent, acționezi și nu-ți furi timpul. Timpul e singura resursă pe care o poți folosi. Da? Deci astea sunt cele 3 ingrediente. Dacă ești super eroul succesului tău, mai pui 2. Disciplină și consecvență. Ai distrus tot în sensul pozitiv. Succesul este la mâna ta. Oricum succesul este mâna noastră. Noi ne naștem pentru a avea succes. Da? Noi ne naștem și hardware-ul nostru primește apoi software, da? Care se încarcă cu fel de fel de convingeri limitative pe care noi vrem să le desfințăm în cadrul acestor cursuri. Obligatoriu. Încă ceva, care nu v-am spus, că v-am spus și de Rumi. Mi-am adus aminte. Am vorbit de inteligență. Totul ține de inteligență, da? Ține și de inspirație foarte mult. Nu numai de inteligență. Două componente. Cine te face inteligent? Deschiderea ta. Dar în primul rând, inteligent. Ca și copil, dar ca și părinți, ca și adulți, cărțile. Nu mai citește nimeni nimic. De ce, domne, nu citiți? De ce nu, decât să obligi copilul să mănânce tot din farfurie, mai bine îl obligi să citească în fiecare săptămână o carte. Cărțile sunt singura fereastră spre lume, spre viață. Deci e ca și când noi stăm într-o cameră, în buncăr, și nu citim, nu vedem nici ce se întâmplă afară. Citim să face o găurică mică, o ferestruică mică, prin care vedem lumea și înțelegem, da, de ce e frig, de ce e cald, de ce e lumină, de ce nu e. Citiți. Tot Rumi spune așa, cititul, cărțile, sunt ca luna, da? Pentru că luna vine în întuneric, da? Cărțile vin în întunericul nostru, da? Luna apare în întuneric și luminează, spunea Rumi, tot orizontul, de la un capăt la altul. Depinde de cât de largi sunt ferestrele noastre pentru a ști câtă lumină intră în camera mea. Dacă fereastra mea mentală e atât, atâta lumină intră. Nu e viața grea, nici Dumnezeu rău. Atâta am fost eu în stare, da? Deci trebuie să ne deschidem ferestrele spre cunoaștere, spre citit, da? Asta vă rog eu, învățați copiii să citească. E cel mai important. Bun, mai avem un punct foarte important. Vor fi câteva sesiuni pe acest punct. Ego-ul. Am vorbit un pic de el, inamicul numărul 1. Am povestit atașamente. Ego-ul, știți de unde vine și voi sări un pic în viitorul, ceea ce vreau să vă zic. Ego-ul vine din faptul că noi toți, și în special copiii, datorită social media și expunerii permanente, și noi și copiii suntem axați pe verbul a avea. Da? Am ceas, sunt cool. Am cămașa ca Brigitte Bardot sau cum o cheamă, ca Kardashian, că Brigitte Bardot nu mai are. Sunt cool. Am tenis și pantofii, sport, ai lui. Suntem toți pe a avea. Ce model de iPhone ai? Ce model de telefon ai? Ce mașină are tatăl tău? Nimeni nu mai este focusat pe verbul a fi. Păi noi dacă nu suntem prima oară pentru noi, normal că nu mai avem încredere în noi, normal că nu mai putem păși în afara unei curți mici care ne-am creat-o noi din limite și frici, da? Deci, ego-ul trebuie să lăsăm. Ego-ul ne ajută și el și ne-a ajutat când eram mai mici sau la timpul lui. Dar acum e momentul să-l controlăm. Eu atât vă spun, să ne controlăm ego-ul, nu să-l diluăm complet sau să-l dizolvăm. Bun, am mai vorbit înainte de ceva, de trecut și de viitor. De ego, da? Noi învățăm copiii să trăiască în prezent. Pentru că puterea prezentului este enormă. Noi oricum toți trăim un prezent continuu, cum ar fi, nu? Real. Dar ce înseamnă să trăim în prezent? Ați observat, e foarte important, fiți foarte atenți acum. Ați observat câte cazuri de depresie sunt și în lume și în România. Câte cazuri de anxietate sunt. De ce? Ce înseamnă depresia? Pe scurt, eu nu sunt doctor, dar vă spun pe scurt.
este trăitul în trecut. Când trăiesc în trecut, sunt depresiv. Când trăiesc în viitor, sunt anxios. Adică, sunt în viitor, nu o să mai ajungă banii, o să mă dea afară de la serviciu, o să vină cu tremurul și o să pice casa, exact drogul de sare din Ion Creangă. Da? Să steau și să vă uitau cele două doamne că pică drogul de sare de pe sobă, în loc să mute copilul și să-ți vadă de treabă, să acționeze, nu? Cum vorbeam, dar ele nu prea erau inteligente, cum vorbeam. Bun, în trecut, de ce să nu stai? Stai ca să înveți lecția. Dar am spus, ca să înveți corect lecția, trebuie să scoți din toate evenimentele din trecut emoția. Și atunci înveți lecția. Da? Bun, dar dacă stau în trecut, care e problema? Că mi-a plăcut în trecut, a fost bine acolo. Păi a fost bine, dar e ca și când conduci o mașină. Conduci o mașină, în loc să te uiți prin parbriz, te uiți numai în oglinda retrovizoare și o conduci așa. Ce se întâmplă? Când o conduci mașina, uitându-te, dau peste tine oamenii, alte mașini, lovești garduri, lovești stâlpi, cazi în groapă, tamponezi, asta e viața. De-aia lumea spune că viața e grea, totul e greu, banii se fac greu. Nu, suntem doar noi, necunoscători a ceea ce suntem noi cu adevărat. Da? Și nici nu vrem să ne dezvoltăm. Da? Bun, deci haideți să ieșim din trecut, să stăm în prezent. Mintea noastră, doar mintea noastră, nu e logic, nu? Corpul este permanent în prezent. Eu nu pot să mă duc în viitor să văd dacă Academia acum are 1000 de copii, că nu s-a inventat teleportarea. Nici nu pot să mă duc acum două luni când am dat un interviu și am pronunțat ceva, un cuvânt greșit, că nu s-a inventat mașina timpului. Da? Deci corpul meu este doar aici. Atunci de ce să mă tot duc cu mintea și să am regrete? Nici nimic nu este de regretat. Tot ce s-a întâmplat pentru că trebuia să se întâmple și am avut nevoie de lecție. Da? Știți care e cea mai mare problemă a copiilor? Și o învață de la părinți. Faptul că ei și dumneavoastră și eu și toată lumea considerăm problemele o nenorocire, e grav, uite, am o problemă, am o boală, nu. Problemele sunt sursa puterii noastre. Cei mai buni profesori, cele mai bune lecții le învățăm de la probleme. Tot Rumi, filozoful favorit al Academiei noastre, spune așa, când la ușa noastră bate problema, boala, scandalul, supărarea, îmbrăcați-vă elegant, puneți o masă festivă, deschideți ușa, zâmbiți și invitați la masă. Și stați de vorbă să vedeți exact ce aveți de învățat și apoi duceți-vă înainte. Da? Pentru că, precum când pășești pe un drum, nu? Am spus, drumul apare. Bun, și acum dumneavoastră o să ziceți, domnule, dar ești extraordinar de inteligent. E fantastic ce inteligent ești. Dă-ne și nouă, că ne-ai plictisit până acum, dă-ne și nouă un singur, că ne-ai spus multe chestii și copiilor, dă-ne un singur ingredient al succesului sau al unei vieți fericite. Da, îl avem și pe acesta. Nici mai nevoie să mai veniți la Academie, nu? Controlul gândurilor. Dacă orice om ar fi în stare să-și controleze secundă de secundă, nu zi de zi, gândurile, ar fi excepțional. De aici provine și fuga în trecut și fuga în viitor. De aici provin și vorbele și de care vorbeam că nu suntem impecabili. De aici provin și acțiunile noastre din emoții. Noi gândim, avem emoții. Permanent avem emoții, pentru că gândim negativ. Da? Hai să vă dau exemplu statistic și facts. Vorbim strict pe facts. Fiecare om are minim 90.000 de gânduri. Enorm. Gânduri, da? Gânduri, gândulețe, gândulici, cum vreți să le spuneți, gânduri mari, da? E, în funcție de om, minim 90%, iarăși, confuzie de nume, de numere, deci din 90.000 de gânduri, minim 90%, chiar 95%, depinde de om, sunt negative. Vă imaginați ce avalanșă aveți noastră în minte, ce avalanșă au copiii. La modul lor de dezvoltare, că încă nu sunt dezvoltați, nu sunt maturizați, gândiți-vă la 90.000, la 81.000 de gânduri negative, ce avalanșă, ce furtună se întâmplă acolo, dacă nu ești capabil și nu prea suntem foarte capabili să ne pregătim, să ne controlăm aceste gânduri. De aici provine tot ce se întâmplă. Vreți succes, vreți abundență, vreți fericire în viață? Controlați-vă gândurile. Asta învățăm pe copii. Da? Ce înseamnă succes? Ce înseamnă abundență? V-am zis că toți copiii spun că succesul înseamnă bani sau câștigă la tenis sau depinde ce sport fac. Nu. Succesul este un ansamblu de toate. Sănătate, fericire, familie, bani, excursii, prieteni, hobby-uri, tot
tot. Niciodată. Nu vă mai luați după aceste convingeri limitative și capcane, între ghilimele, de săraci, cum se numesc în știință. Nu că una se exclude pe alta. Poți să fii și sănătos, și bogat, și fericit, și cu familie, și cu copii extraordinar de fantastici. Se poate absolut orice. Nimic nu exclude. Da? Deci bogații sunt fericiți. Da? Sunt foarte fericiți în toți. Doar că sunt niște capcane care se pun pe drum pentru a păstra doar anumitor oameni care pot să treacă o barieră de gândire spre succes. Da? Bun, deci toată lumea e fericită, toată lumea poate să fie de succes. Absolut toată lumea. Mai departe, cum am spus noi că facem pentru a avea succes? Să fim inteligenți, să acționăm corect. Dar care este condiția esențială? Lăsăm ingredientele, condiția pentru succes. Să ne punem obiective. Da? Obiective. Ce înseamnă obiectiv? Atenție, obiectiv, am auzit pe cineva, zicea, domne, eu aș vrea mai mulți bani. Eu fiind duhul lămpii, să zicem, eu, da, a frecat lampa și am ieșit eu și am spus, ce dorești? Să am mai mulți bani. M-am uitat la el în buzunar, avea 100 de roni, i-am dat încă 10 roni în plus, avea 110. Gata, i-am devenit dorința. Are mai mulți bani? Are. Păi nu era mulțumit. Păi normal că nu ești mulțumit. I-am spus, puneți altă dorință, eu duhul, vreau o mașină așa ca pentru mine, mi-a zis, cu emoții. Și m-am uitat la el așa, am studiat și am dat un Logan pe gaz 2004, că erau piesele foarte ieftine. Iar nu a fost fericit. Păi nu asta a vrut ca pentru el? Ce se întâmplă? Lăsând gluma deoparte. Și chiar nu e glumă. Oamenii nu știu să-și pună obiective. Nu-și pun obiective și nu știu să-și pună obiective. Un obiectiv să pune matematic. Vreau ca până pe data de 24 ianuarie 2025 să am în bancă 2000 de euro o afacere în domeniul X care să facă Y și vreau o mașină, un Maserati modelul X, A, B, C. Totul trebuie să fie matematică. Viața e matematică, religia e fizică cuantică, fizica cuantică e religie. Deci totul trebuie să fie matematică, lumea e matematică. Uitați-vă la proporțiile corpului, la omul vitruvian, al lui Leonardo DiCaprio, Leonardo da Vinci, am zis. Vedeți? Mintea pleacă. Deci trebuie să o controlăm mai bine. Bun, deci totul e matematică. Puneți-vă obiectivele. Deci v-ați pus obiectivul corect și credeți în el, ce se întâmplă atunci? Aveți direcție. Este ca și când plecați la casă cu mașina, dacă nu aveți obiectiv și conduceți mașina. Unde? Nu știți. Așa, prin oraș. În afara orașului, pentru că nu aveți obiectiv. Deci când nu ai obiectiv, n-ai direcție. Când nu ai direcție în viață, nu ai viață. Păi nu ai viață. Este exact ca și când eu stau în trecut. Păi eu dacă stau în trecut, n-am viitor. Cum adică n-am viitor? Păi n-am viitor. Când, unde fac viitorul? În prezent. Păi eu dacă stau în trecut, deci dacă eu nu sunt în prezent și stau în trecut, nu pot să am viitor, că n-am unde să-l fac. La fel și aici, da? Deci am nevoie permanent de direcție. Și ce face acest ansamblu obiectiv-direcție? Îți dă controlul gândirii. Păi nu vorbeam acum 5 secunde că cel mai important este controlul gândurilor. Păi dacă eu am un obiectiv să ajung cel mai important academie de cursuri de dezvoltare personală pentru copii și asta va fi și asta vom fi 100%, și vine un prieten și mă invită într-un club să ne distrăm și să bem cu multe fete drăguțe. O făclesc pe soția mea și mă duc repede acolo? Nu. Păi, a doua zi nu sunt macmur, nu pierd timpul, n-am spus că am integritatea mea și nu-mi fur timpul. Păi nu mă mai duc în club, îi spun du-te tu, da? Că nu poți să intri peste om să-i fur karma, că îi furi lecțiile, nu? Și las pe el în pace. Bun, și atunci nu mă duc. Mi-am făcut controlul gândului și cât de bine mă simt a doua zi când eu am avansat, am încă două interviuri și am apărut și la televizor cu toți copiii ăștia de la Academie. Deci asta este cu obiectivul și cu direcția. Vă dă controlul gândirii și vă dă o limpezime, ok? Bun, mai departe, ce mai învățăm pe copii? Învățăm că atunci când sunt nervoși, nu sunt nervoși, sunt doar frustrați. Pentru că noi întotdeauna când țipăm la un om sau când ne certăm cu cineva sau când suntem, n-avem nimic, ce ai? N-am nimic. Ai, nu se vede, ai, ești plin de tensiune și de emoții. Noi vedem în alții oglinzi. Deci nu uitați, noi de când ne naștem purtăm măști și întotdeauna vedem în ceilalți oglinzi. Da? Oglinzi. Deci, faceți-vă alt control și alt filtru de gândire
când vă uitați, când vă sunteți nervoși, supărați pe cineva, pe soție, pe prieten, pe pisică, pe cățel, pe copil, pe cine vreți, pe undița de la pescuit că n-a aruncat bine, este doar despre dumneavoastră, este doar despre copil. Asta îi spunem copilului să știe. De ce? Pentru că singurul nostru dușman suntem doar noi înșine, da? Există, nu știu, în lumea asta, inițieri în fel de fel de ați văzut câte organizații sunt în America, de copii, de tineret, în universități, la Harvard, în MIT și mai departe. Unde, când se face inițierea în acea organizație, li se spune, noi te ajutăm, doar că noi nu te putem, cu orice te ajutăm, doar că nu te putem ajuta să lupți cu un mare dușman, care tot aici este, e în spatele tău. Și tu când te întorci, în spatele tău ce ai? O oglindă. De cine e? Păi noi știm, de fapt nu v-am spus nimic nou. Cel mai mare dușman al nostru suntem noi. Noi suntem și înger, și Dumnezeu, și trăcușor, da? Diavol. Asta e. Aici intervine controlul gândirii. Bun, ce mai spunem copiilor? Că vreau să mai și scurtez, v-am spus în mare, noi, imaginați-vă că noi chiar așa vorbim, dar vom coborâ și mai mult nivelul de coborâm nivelul de exprimare pentru a crește pe cel de percepție. De ce? Facem foarte multe roleplay-uri, facem foarte multe jocuri aplicate, boarding games și așa mai departe, pentru că prin joacă și prin interacțiune se înțelege, se triplează, deci 300% se triplează înțelesul subliminal al acelei lecții. Da? Bun, în colecție care eu consider, v-am spus că sunt și australian și după atâția ani de Australia am o chestie care mi-a plăcut enorm. Mi se pare cel mai frumos lucru pe care l-am învățat în Australia, unde am învățat o mulțime în atâția și atâția ani. Se numește cele 7 obiceiuri ale copiilor de succes. Vă dau un pont și un secret. Îl puteți aplica și la școală, copilul poate aplica și la firmă, la dumneavoastră, și în familie îl puteți aplica și cu cățelul și cu purcelul, cu toată lumea. Aceste obiceiuri sunt fenomenale. Se numește regula copacului. Gândiți-vă, închideți ochii sau imaginați-vă un copac cu rădăcini puternice, pământul, tulpina și coroana cu fructe. Bun. Sunt 7 obiceiuri de succes. 3 puse în rădăcină, 2 puse în tulpină și 2 în coroană. Ce spune acest... Ce spune? Care e rădăcina rădăcinilor, fundația fundațiilor? Spune așa, be proactive, fii proactiv. Ce înseamnă proactiv? Să fii activ, adică să acționezi, exact ce vorbeam înainte, și să fii pozitiv, să ai inițiativă, să creezi, să-ți folosești imaginația, că orice om poate să fie deștept, da? Dar să ai imaginație nu poate toată lumea. Spunea și Einstein, da? Adevărata definiție a inteligenței este imaginația. Deci fii proactiv, folosește-ți capacitățile tale la maxim. Ce am zis că am folosit? Resursele noastre la maxim. Prima regulă. 2. Gata, am o idee, înființez Academia MBA Kids. Perfect, am fost proactiv, m-am gândit la situația de cu școlii și așa mai departe. Bun, că școala nu mai e ceea ce a fost, că pregătește copilul mai mult pentru trecut decât pentru viitor. Gata, am fost proactiv și am venit cu o soluție. Ce fac? Al doilea pas. Pornesc mereu cu finalul în minte. Start with the end in mind. Ce înseamnă asta? Îmi fac un plan. Că acționez, dar cum acționez așa? Fug pe câmp. Trebuie să am un plan, da? Îmi fac și planul, îl definesc mai amplu, îl fac cum vreau, dar nu gândesc mult, am vorbit, nu mai gândim și vorbim mult, acționăm. Păi ok, gata, am acționat, am trecut la punctul 3. Care e punctul 3? Tot la rădăcina copacului sunt acum, ultima. A start with the end mai înseamnă put first things first. Ce înseamnă asta? E fenomenal asta. Și pentru copii și pentru adulți. Îmi definesc prioritățile. Pun prima oară cel mai important. Da? La copii nu mă joc și fac temele prima oară. Prima oară îmi fac temele, apoi mă joc. După aia dorm. Da? Ca idee. Și nu uitați, o mică pauză. Noi facem și biohacking cu copiii. Îi învățăm cum să fie sănătoși din toate punctele de vedere. O să revin și la asta imediat. Punctul 7. Deci, facem priorități. Put first things first. Punem primele lucruri, primele. Bun. Mergem la tulpină. Win-win. Tot mereu trebuie să gândim win-win. Dacă noi avem o colaborare, dacă în familie aveți o familie, nimeni nu trebuie să piardă niciodată. Nimeni nu trebuie să piardă. Când cineva pierde într-un lanț, chiar de 2 persoane, chiar tu singur, dacă te păcălești tu pe tine și te minți și sfârși succesul, cum vorbeam, da? Tot mereu, totul, toată acțiunea trebuie să fie win-win. Nu păcălim pe nimeni, n-am spus la început că suntem impecabili cu cuvântul nostru și cu ceea ce facem, gata, asta facem. Bun, mai departe, synergize, da? Synergize 5, împreună este mai bine, asta provine, adică noi împreună suntem mai puternici.
cumva și brainstorming-ul, de care lumea mai râde, numai eu nu râd niciodată, mi se pare genial să faci brainstorming, împreună este mai bine, să facem o sinergie între noi. Asta vine dintr-un proverb african care spune ce? Spune așa, când traversezi savana și mergi singur, ești rapid, iei decizii, singur mergi, dar vine și te mănâncă leu, te atacă și te mănâncă, e foarte posibil. Deci ești rapid, dar nu e sigur că ajungi la destinație. Ce înseamnă destinația? Acum știm, obiectiv, da? Bun, când suntem mai mulți, ne mai certăm, unul face, are nevoie de ceva, unul are nevoie de altceva, da? Dar ajungem sigur împreună la destinație. Ne protejăm unii pe alții, venim cu idei, unul e obosit, unul nu mai poate, unul care pe celălalt, împreună e mai bine, da? Bun. Și ajungem la punctul 7, ultimul, din vârful copacului, deci este deja, am ajuns. Asta este o piramidă a lui Maslow, dacă ați înțeles, a dorințelor și a necesităților unui om mai evoluată. Am ajuns în vârf. Ce spune în vârf? Sharpen your saw. Ascute-ți tăișul. Păi vorbeam de inteligență. Da? Este, vorbeam de daltă și de ciocan. Eu permanent, dacă eu sunt un sculptor, facem o metaforă, nu, și sunt Michelangelo. Ați văzut? Cea mai celebră statuie în care zici că e reală, nu vine să crezi că acele voaluri nu sunt voaluri, da? Și sunt din piatră, din marmură. Dacă el folosea dalta lui celebră 3 zile și nu mai ascuțea, lăsa că îi sărea voaluri, sărea ochiul statuie. Deci tu, ca să ai finețe în ceea ce faci și să avansezi, să ai valoare, că tu trebuie să dai valoare în tot, la tot ceea ce faci, nu? Atunci trebuie să asculți permanent tăișul. Cum îți ascult tăișul? Dezvoltându-te personal, înțelegând că tot mereu trebuie să fii mai bun decât ieri și mâine decât azi, fiind mâncând sănătos, dormind sănătos, știind ce să bei și cum să bei, cum să te hidratezi. Vorbeam de acest biohacking, da? Să citești foarte mult, să citești. Una e dezvoltarea personală, una e cititul, beletristică, totul contează. Să ieși în natură, să iei aer, totul contează. Este vorba de hormoni, este vorba aici de oxitocină, de endorfine, de dopamină și așa mai departe. Nu intrăm în detalii. Cum aș traduce asta în română? Echilibru se simte cel mai bine. Fii mereu în echilibru, cu totul. Absolut cu totul, da? Bun. Deci, mie mi-a plăcut foarte mult, s-a văzut și după entuziasm, această parte cu copacul, cu cele 7 elemente esențiale pentru niște copii de succes. Ce vom mai face? Ce vom mai face cu copiii? Îi învățăm să evite victimizarea. Am și o întrebare, sincer. Cui îi plac victimele? Ai întârziat azi. Da, dar să vezi că m-a sunat bunica mea și n-a venit metrou și a plouat și a venit chiciuri, așa m-a alunecat și era un domn lângă mine. Pe cine interesează? Pe nimeni. Deci nu victimele, tot mereu caută motivații, tot mereu, știi ce fac victimele? Foarte simplu, ca și copiii, în primul rând, plasează permanent vina pe altcineva. Ei nu înțeleg. Noi nu înțelegem, că așa suntem și noi adulții, victime, nu înțelegem că de fapt totul cade pe noi. N-am spus eu că eu sunt dușmanul meu cel mai mare. Păi, și atunci n-are sens să mă mai apăr, să vin cu motiv, că de-aia că am pățit, că s-a întâmplat. Da? Nu. Deci încercăm să învățăm copiii să nu se mai victimizeze. Nu ajută la absolut nimic plasarea vinei. Nu ești impecabil cu cuvântul tău atunci, nu ești impecabil cu ceea ce faci și știți ce arată vina? O mare lipsă de încredere în ei, în noi. Știți de ce? Noi avem, știți cum se numește capitolul cu vină și cu vin și cu victimizări? Se numește așa. A fi un campion sau o victimă este o alegere conștientă. Noi ne mințim pe noi. Dar noi știm că ne mințim. Și atunci înseamnă că noi am ales să fim o victimă, da? Știți care e punctul culminant care îl învață, prin care trecem ca acești copii să învețe ceea ce trebuie despre victimizare? Ei trebuie să fie conștienți că doar în noi stă puterea schimbării. Am spus că schimbarea e singura constantă a vieții. Păi hai să ne schimbăm, da? Hai să acționăm, hai să fim integri. Bun, și în încheiere, îi mai învățăm ceva foarte frumos pe copii. Îi învățăm să spună cele mai miraculoase cuvinte posibile. Și vreau să vă învăț și pe dumneavoastră să spuneți asta. Mi-a fost greu și mie. Mi-a fost și lui mama greu să-i spun că iubesc. Mi-a fost greu. Mi-e greu în fiecare zi să zic îmi pare rău. Dărâm, fac ceva, întârzi, nu știu ce fac, îmi pare rău. E cel mai frumos să spui îmi pare rău. E superb să spui mulțumesc. E fantastic să spui iartă-mă și este
extra, este maximum să spui te iubesc. Să învățăm, noi învățăm pe copii, dar hai să învățăm cu toți. Contează și ce învățați noastră acasă când pleacă de la noi, da? Să spuneți, să spunem, să spună te iubesc, îmi pare rău, mulțumesc, iartă-mă. Nu așa aiurea intră în casă și spune iartă-mă, 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 că nu asta e ideea. În context, da? Dar asta e iubirea. Deci iubirea este exact opusul fricii. Frica este elementul numărul 1 contra căruia lucrăm noi aici. Da? Frica și blocajele, același lucru, și convingerile limitative. Deci hai să învățăm și partea de iubire. Cât de frumos să îi spun mamei mele de 5 ori pe zi te iubesc. Îmi spune și ea mie acum mai des și eu îi spun foarte des. Mai avem de lucru, da? Dar asta este foarte important. Învățați-i să spună lucrul ăsta. Să-și asume, cum să zic, să vină în caz de ceva. Îmi pare rău, da? Sunt asumat. Pare rău, da? Iartă-mă. Bun. Legat de frici, mai facem o chestiune și chiar vreau să o menționez. Eu sunt împotriva manipulării, dar nu aș putea fi împotriva a învăța cum să mă apăr de a fi manipulat. E foarte important un copil să știe cum să se apere împotriva manipulării, nu? Gândiți-vă și noastră cât de important e. Copiii vor înțelege la noi, nu știu dacă noastră știți, că există 7 legi mari ale manipulării. Enorme! Enorme! Sunt superbe! Cine dorește aceste legi, vi le trimit cu cel mai mare drag, dumneavoastră. Le învățați noastră, le dați și mai departe. Deci, legea dovezilor sociale. Nu vă spun acum că stăm un an, nu stăm o zi. Legea insuficienței, da? Cumpărați acum că până mâine expiră discountul sau avem 3 oferte, da? Legea simpatiei, legea autorității. Nu intru nici aici în detalii, că nu-i frumos pentru politic. Legea reciprocității, legea coerenței și ultima, și nu e ultima pe listă, e ultima în lista mea, legea contrastului. Bun? Sunt fantastice. Avem 2 sesiuni aici pentru care, da, copiii iubesc aceste legi, pentru că, bine, o să le folosească cu dumneavoastră, pun pariu, da. Și ce mai facem? Asta e ultima chestie, promit, și e importantă, îi sună ca o poveste, dar e foarte importantă. Oamenii se împart subliminal în 3 categorii. Omul cartof, omul ou și omul cafea. Hai să ne gândim la fiecare. Ce face? Cum e cartoful? Mare, dur, un pic murdar? Mai... cum să spun, bombardieristic, nu știu cum să zic, e omul la care, știți cum e, cum îți dai seama de un om că este mic? Păi omul mic este omul care spune foarte des cât de mare e el, care vrea să te convingă cât de mare e el, da? Așa și cartof, e dur, e mare, showing off, da? Bun, epatează, bun. Ou cum e? Finuț, are așa o coajă tare, da? Dar nu e foarte tare și înăuntru e moale, dar e finuț, da? Bun. Deci e fragil, într-un fel. Bun. Cafeaua cum e? Păi, ca și când nici nu există. Este o pulbere pusă pe masă. Hai să ne gândim că le-am aici în față. Pusă pe masă, dacă deschid geamul și vii de curent, a zburat. Nici nu există. Ouul măcar stă aici cu cartoful. Bun, perfect. Cele 3 categorii de oameni. Foarte sensibil, foarte fragil cafeaua, da? Ou fragil și politicos și ăsta la altul cartoful dur și cu gura mare, da? Cunoașteți oamenii ăștia. Ce se întâmplă când pun aceste 3 categorii de oameni în adversitatea vieții? Asta întrebăm noi copiii. Ce crezi că se întâmplă? Și ce e adversitatea vieții? Pun în fața fiecăruia un bol cu apă clocotită, care clocotește în continuare, da? Deci pun 3 boluri. Iau cartoful și îl pun în adversitatea vieții, pun ou și pun și cafeaua. Ce se întâmplă? Deci, cel cu gura mare, cel dur, cel care epata și striga că e cel mai tare, ce se întâmplă? Devine piure. S-a terminat, da? Când l-ai pus în fața greutăților vieții, piure, s-a terminat, da? Bun. 2. Ouul ce face? Rămâne în velișul tare și se întărește și interiorul. Wow, fantastic! Nu e el foarte dur, dar se întărește și interiorul. Măcar ca oul să fim, nu ca domnul cartof, da? Asta învățăm copiii. Dar ce face cafeaua? Asta e cel mai important de reținut. Cafeaua, care era cea mai fragilă, cea mai inofensivă. Acest praf îl pui în adversitatea vieții și ce face? Fenomenal. Schimbă adversitatea vieții în ceva fenomenal, fantastic, pe care toată lumea și-o dorește. Schimbă în cafeaua pe care noi o bem zilnic. În mirosul ăla superb. O schimbă într-o chestie dorită de toată lumea. Ăsta e secretul vieții. Prin acțiune, prin inteligență, prin moralitate, prin educație, prin dezvoltare, haide să schimbăm orice adversitate și orice problemă în favoarea noastră.
Asta este ultima lecție pentru copii a cursului de mentalitate și leadership. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Am încercat pe scurt, da, să detaliez cam ce facem noi aici. Ce facem noi aici nu face nimeni, e garantat. Simplu de verificat. Să facem exact ce zic grecii. Dom'le, hai să trăim două vieți. Una în care să învățăm și a doua în care să aplicăm ce învățăm. E, noi oferim copiilor, între ghilimele, această a doua viață pe care ei să o trăiască ca și pe prima, fără să mai fie nevoie să sufere, să chinuie, pentru că este un pendul. Viața e grea, da? Omul e rău. Este exact cum vorbeam cu niște colegi de dimineață. Am spus așa, ce e întunericul și lumina? Sunt antagoniste? Nu. Întunericul este lipsa luminii. Deci, de fapt, există doar lumina. Da? Și lipsa ei este o noțiune, se numește întuneric. Da? Ce e puterea și slăbiciunea? Aceeași chestie. Puterea nu există. Eu sunt angajatul dumneavoastră, mă abuzați verbal, da? Mâine câștig la loto, vin îmi dau demisia. Ups! Deci, vedeți, puterea dumneavoastră este aceeași ca și ieri. Slăbiciunea mea s-a schimbat, deci puterea nu există, doar slăbiciunea. Așa și aici. Deci noi învățăm copiii să treacă peste probleme, să înțeleagă că problema e sursa puterilor, să bucure de viață, să se îndrepte spre succes, să seteze obiective, să-și bucure părinții. Hai să fim și un pic cu ego și să avem acest viciu al laudei. Aș vrea eu să mă laud cu copilul meu. Adică e o bucurie, nu? După o viață întreagă să-mi văd copilul care e succes și a devenit un lider. Și un lider, ce face un lider? Îi convinge și pe alții să-l urmeze. Prin ce? Prin ceea ce face. Nu prin ceea ce spune, că așa spune multe. Ceea ce face e cel mai important. Vă mulțumesc foarte mult și ne vom auzi în curând și poate și vedea. Vă aștept și părinții la coaching împreună cu copiii și chiar aș vrea să fac și o clasă de coach de părinți. O să vom vedea, vom discuta. La revedere! Am promis că închei, cred că de două ori. Acum chiar voi încheia, dar am uitat să vă prezint un super important membru al echipei, un membru foarte nou al echipei. Vreau să vă dau așa un background al situației. Sunt eu în această companie ca și fondator și am o echipă de operațional doar din copii care au absolvit MBA Kids. Au venit după mine, fie în Australia, fie ne-am întâlnit în România, copii care acum au 20 de ani. Deci, acestei găști nebune de copii și continuate cu mine, li s-a arăturat un nou membru, care vreau să vi-l introduc chiar acum. Acesta este noul membru al echipei de care suntem foarte, foarte mândri și care vorbește foarte mult, chiar dacă nu pare, vorbește foarte mult despre pasiunea noastră în a educa generațiile viitorului. Noi avem un slogan, apărut, așa ne-a apărut în minte, este vorba de liderii de mâine se formează astăzi. Este premiul pe care noi l-am obținut la finalul anului trecut, din partea iSuccess Awards. L-am obținut la gala iSuccess Awards. iSuccess sunt lideri mondiali în gale de premiere a unor figuri reprezentative în industriile de business din diferite țări. Suntem invitați de iSuccess să mergem și în Monte Carlo, în mijlocul anului curent, care împreună cu revista Forbes va analiza și va premia noi performeri. Sperăm să fim și noi acolo. Nu sperăm, suntem siguri. Noi ne proiectăm viitorul, nu? Am spus că noi creăm viitorul prin orice emoție pe care o controlăm acum. Deci acesta este premiul, cel mai complex program MBA pentru copii din România. Și vă mai rog ceva, când aveți timp și dacă aveți timp, doar intrați pe Google și scrieți MBA Kids Răzvan Vasile și vă vor apărea foarte multe subiecte pe care le-a preluat presa și veți vedea cum noi, cei de la MBA Kids, gașca de copii împreună cu mine, am ajuns într-un fel celebri prin rezultate. Doar o să vedeți că suntem denumiți fenomen, noul fenomen din educație, suntem denumiți referința educației pentru dezvoltare personală în România. Vă mulțumesc foarte mult și ne auzim și ne vedem în curând. La revedere! Nu este niciodată prea târziu sau prea devreme să-i oferi copilului șansa de a face parte din elită, șansa de a fi un lider de succes.
Obțineți răspunsurile la toate întrebările acum pe mbakids.ro. Liderii de mâine se formează azi.